Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, vrea să cunoască exact în ce măsură au fost respectate legislația în vigoare privind aplicarea tarifelor reduse cu 50% în zona Munților Apuseni și dacă facilitățile acordate prin programul special de sprijin ajung la beneficiarii direcți. În acest sens, a solicitat date oficiale de la furnizorii și operatorii de energie electrică, gaze naturale și energie termică. Printr-o hotărâre de guvern adoptată în anul 1996, s-a aprobat un program special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Muntea Puseni, printre beneficiari fiind și locuitori din Brad și din 14 comune hunedorene. Pe lângă alte prevederi, în hotărârea de guvern este specificat faptul că cetățenii din zona aferentă localităților hunedorene din Muntea Puseni beneficiază de tarife reduse cu 50% la facturile la energia electrică. Am solicitat în cursul acestei săptămâni principalilor furnizori sau operatori de distribuție date statistice privitoare la clienții casnici din județul Hunedoara care locuiesc în zona delimitată a Munților Apuseni și care beneficiază de tarife reduse de 50% la facturile la energia electrică. Astfel, am adresat solicitarea de a ni se comunica numărul locurilor de consum din județul Hunedoara, defalcate pe localități, care beneficiază de aceste prevederi, în ce măsură a fost implementată soluția de facturare în conformitate cu prevederile ordonanței menționate anterior și o dată estimativă până la care vor fi emise facturile reduse retroactiv pentru clienții beneficiari acestui program care îndeplinesc criteriile de încadrare prevăzute în legislație, a declarat Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara. Doar după obținerea datelor oficiale se va ști în ce măsură facilitățile acordate prin programul special de sprijin ajung la beneficiarii direcți.